Bună dimineața și bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe la această conferință de presă comună care va fi susținută în această dimineață de Ministrul Afacerilor Externe, domnul Titus Corlățean, și de către oaspetele său, Ministrul pentru Afaceri Europene din Regatul Danemarcei, domnul Nicolai Wammen. Bună ziua! Aș dori de la bun început să salut prezența la București a domnului Nicolai Wammen, ministrul afacerilor europene al Regatului Danemarcei. Este un semnal de dinamizare și consolidare a dialogului dintre România și Danemarca pe dosare de interes prioritar atât în plan european cât și în plan bilateral. Mă bucur să constat că avem reconfirmarea unor abordări comune pe o serie de dosare de pe agenda de priorități a Uniunii Europene. Colegul meu danez mi-a transmis mesajul ferm de sprijin al partenerilor de la Copenhaga privind aderarea în cât mai curând posibil, conform celor discutate la ultimul Consiliu JAI, Justiția Afaceri Interne, în martie acestui an, deci aderarea României la spațiul Schengen, având în vedere faptul că țara noastră a îndeplinit toate criteriile prevăzute de acquis-ul în domeniu. Am exprimat o mare apreciere a României pentru poziția constantă exprimată pe această temă de Danemarca. Totodată am constatat apropierea de vederi în ceea ce privește necesitatea de a ne uni eforturile pentru apărarea și promovarea valorilor fundamentale care stau la baza construcției europene. Folosesc acest prilej pentru a transmite felicitări guvernului danez, având în vedere marcarea în acest an a 40 de ani de la aderarea Danemarcei la Uniunea Europeană, răstimp în care această țară a dovedit un atașament puternic față de aprofundarea integrării europene. Am reiterat în context importanța unui mesaj puternic la nivelul Uniunii Europene privind, pe de o parte, datoria pe care o avem de a ne asigura că drepturile cetățenilor Uniunii Europene sunt respectate pe deplin și să nu permită niciun fel de manifestări cu caracter discriminatoriu sau xenofob care ar putea să-i afecteze pe aceștia. În același timp am discutat foarte serios și am prezentat strategia Guvernului României, acțiunile, măsurile concrete legate de o temă importantă și pentru alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv integrarea socială corespunzătoare a comunității Roma în statele de unde provin, în spațiul european. Și aici suntem puternic în favoarea unei bune cooperări la nivel european. Am avut discuții substanțiale și pe alte teme, l-am informat și a fost salutat acest lucru, l-am informat pe domnul ministru cu privire la participarea primului ministru al României la Consiliul European de săptămâna viitoare, la stabilitatea politică din România și efectele benefice, inclusiv în plan economic. Am discutat de asemenea teme legate de parcursul european, de continuarea politicii de extindere în spațiul balcanic. Am salutat împreună recent încheiatul acord între Belgrad și Priștina și perspectivele europene de integrare europeană care s-au deschis în acest context în întregul spațiu balcanic. Tema parteneriatului estic a fost evocată și discutată în detaliu. Avem abordări similare din acest punct de vedere. Am discutat în detaliu pe tema evoluțiilor din Republica Moldova și am salutat recentele evoluții politice de la Chișinău. Am exprimat încrederea că o majoritate parlamentară va susține în curând și va investi un nou guvern care să continue traseul european al Republicii Moldova și, bineînțeles, să permită un rezultat foarte bun pentru Republica Moldova la viitorul summit de la Vilnius privind parteneriatul estic. Am discutat și despre situația celorlalte state, sprijinul și măsurile de încurajare, dar și așteptările pe care le avem la nivelul statelor membre UE față de parcursul celorlalte state partenere.
Am evidențiat de asemenea importanța abordării provocărilor economice cu care se confruntă Uniunea Europeană, printr-o participare relevantă și substanțială a tuturor statelor membre și instituțiilor europene, evitând riscul oricăror fragmentări. Un ultim comentariu pe tema relației bilaterale. Avem o excelentă colaborare bilaterală și dorim impulsionarea cu prioritate a cooperării economice, având în vedere potențialul important de dezvoltare în acest domeniu. Am evocat vizita recentă la Copenhaga a premierului român. Discuțiile concrete vizând și cooperarea economică, suntem interesați să mergem mai departe. Am transmis interlocutorului meu invitația de a încuraja o prezență cât mai consistentă a oamenilor de afaceri danezi în România și, bineînțeles, că pentru a concluziona, această întâlnire de la București, care continuă discuții pe care le-am avut anterior, discuții frecvente în marja Consiliilor Afaceri Generale de la Bruxelles, de la Luxemburg, va continua. Suntem interesați într-o cooperare și o consultare cât mai strânsă și vizita de astăzi la București a Ministrului Afacerilor Europene al Danemarcei reprezintă o contribuție pe care încă o dată vreau să o salut și să-i mulțumesc. Mr. Foreign Minister, let me start by thanking you for an excellent meeting, which strongly underlined the close friendship between Romania and Denmark. This is my first visit to Romania, but I can promise you it will not be the last, because there is a growing cooperation between our two countries. Exemplified by the visit of your Prime Minister and a delegation of ministers to Denmark a few weeks ago, where there were very constructive and fruitful discussions and where agreements were signed, and we have today reaffirmed our commitment to the work done by the Prime Ministers, and I will also meet with the Prime Minister later today. We, as you said, Mr. Foreign Minister, discussed various issues. I will start by making the Danish position on Schengen very clear. Denmark sees no legal obstacles to Romania or Bulgaria becoming full members of Schengen, and we hope that the two-step approach can lead to a decision of this kind before the end of this year. We would also like to encourage Romania to continue its work towards meeting agreed CVM benchmarks. On the issue of the Western Balkans, we had an in-depth discussion, and both Romania and Denmark share the joy and the commitment towards the agreement made between Pristina and Belgrade, which is a historical decision. And in the opinion of Denmark, this should be rewarded when a plan of implementation has been agreed on, by setting a date for the start of negotiations with Serbia, and also to grant negotiations on the SAA with Kosovo, so that we can show both Pristina and Belgrade that their historical choices are being met by full support from the EU, and we share that view in Romania and in Denmark, that this is what we need to do. And we will encourage other member states to have the same position when we meet in June. We certainly also want on the Eastern Partnership to make it clear that there is a European and an EU commitment towards these countries, that we want them to engage with the European Union
And I would like to take this opportunity to congratulate Romania on its very active role in this respect, which is appreciated also outside of Romania by Denmark. As you said, Mr. Foreign Minister, we also discussed growth and jobs and the perspective of more investments of Danish companies in Romania and vice versa. We are experiencing good times in terms of investment. We have seen trade up by 30% between our two countries. There are 300 companies, Danish companies, investing in Romania, and just last night I participated in a meeting where there were representatives of major Danish companies who absolutely want to do more business with Romania. So the best is ahead of us in terms of trade and relations, and it will only grow stronger in the years to come, and that will also very much, of course, underline the friendly relations between our two countries. I would also say that on the issue of the Roma people, that it is extremely important that the government is addressing this in an active and constructive way, and it is appreciated that Romania is taking steps in this direction. And we had a very good discussion, as you mentioned, on this issue as well. This is, of course, not only an issue concerning Romania, but quite a few countries. But it is an issue of concern to all member states in the European Union. And also in this respect, I appreciate that this government is taking the issue very seriously and will be working on it. Thank you. You have stated that Denmark is supporting Romania for its accession to the Schengen area. Does that mean that Denmark will vote at the next Justice and Domestic Affairs Council in favor of fixing a sure date for Romania's accession to Schengen? The position of Denmark is clear. We want Romania to join Schengen. We support the two-step approach, and we have done so on mutual occasions, and we will remain doing so. And as I said, we hope that the two-step approach will mean that there will be a compromise on this before the end of this year. That is what Denmark is actively supporting. And we have done so in the past, we'll continue to do so in the time ahead. You have recently stated that Denmark has no intention to go in the direction of freedom in what concerns EU matters. How is that going to play out, since you share with UK the same objections to the EU general view on justice and home affairs, defense and security, citizenship, and economic and monetary. What I have stated is that Denmark wants to be as close to the core of the European Union as possible, with full respect, of course, of the decision made by the people of Denmark in referenda. However, Prime Minister Cameron has made it very clear that it is his policy that he wants to have a review and also a referendum where Britain could withdraw from parts of the EU participation. That is not the road Denmark will be taking. We want to engage in more of the EU, not less.
And we fully respect the choices of Great Britain. It is for them to decide what relationship they want to have with the EU. But Denmark will, at the right time, have referenda when it comes to defense and also home and justice affairs, because this government wants to take part in more cooperation within the EU, not less. And in that respect, we have a very different approach to that we are seeing in Great Britain. I have Agerbrecht Victoria Vioara. I have a question for the Danish minister. There seems to be a growing tendency of euroscepticism and even xenophobia at EU level, which often appears in the domestic debates in some member states. How do you assess this from the perspective of the continuation of the process of European integration, and how do you think can this affect the unity and solidarity within EU? I believe it is very important in time of crisis that we do not accept any steps towards xenophobia or other measures that can attack minorities regardless of their nationality or sexual orientation or whatever is brought to attention. The EU is a value-based organization. And we cherish and have as part of the EU DNA the Copenhagen criteria. And that means respect for minorities and human rights. And that can never be brought into question by anyone who wants to have a serious role in the European Union. And therefore it is up to every government and every citizen to stand up against any moves in that direction. That is a firm position of the Danish government, and we will remain committed to this agenda. Această perioadă de criză economică în Europa pe care o cunoaștem, am simțit-o și încă o mai simțim și noi, a generat între altele și nu este o surpriză și reacții politice, o anumită retorică politică în unele state membre, actori politici care au preluat acest mesaj populist, xenofobie, un mesaj care conține o serie de elemente discriminatorii. Și, de asemenea, și o spun cu mare îngrijorare, și mesaje antisemite. Este o perioadă complicată pentru Europa, iar din acest punct de vedere, România, ca membru al Uniunii Europene, foarte angajat în procesul european și în aprofundarea integrării europene bazată pe valori fundamentale europene comune și bazată pe o necesară solidaritate aprofundată în interiorul Uniunii Europene, România are o poziție foarte fermă de respingere acestor mesaje populiste, xenofobe, antisemite, care induc ideea unor discriminări sau chiar a unor noi linii de separare, separație în Europa. Discuția este foarte importantă pentru că, pe de o parte, din punct de vedere politic și economic, noi suntem interesați să sprijinim acele decizii în interiorul Uniunii Europene care să genereze, și am discutat acest lucru cu domnul ministru, să genereze creștere economică, să genereze locuri de muncă, să genereze soluții pentru cei tineri, pentru tinerii europei, pentru a da răspunsuri așteptate de cetățenii europeni și pentru a evita derapaje în direcția celor pe care le-ați menționat și dumneavoastră și le-am menționat și noi. Ăsta este motivul pentru care am spus-o foarte clar și poziția noastră a fost foarte clară. Atunci când într-o serie de state membre, cunoaștem cazul Marii Britanii, a fost evocată și este evocată în continuare obsesiv, este evocat riscul, pericolul ca după 1 ianuarie 2014, atunci când
piața muncii în Marea Britanie se va deschide pentru români, pentru bulgari, că nu există în realitate un risc de mare invazie românească legat de locurile de muncă, legată de criminalitate. Majoritatea românilor sunt foarte bine integrați în societatea britanică, dar nu putem accepta, și am spus-o foarte clar autorităților britanice, că au o responsabilitate europeană în a trata acest subiect, în a respecta cele stabilite în tratatele europene. A existat o inițiativă pe care am discutat-o anterior cu domnul ministru, o scrisoare a 4 miniștri pe tema respectării valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și creării unui mecanism în interiorul Uniunii Europene. Noi am știut de la, și o spun în numele României, am știut de la bun început că anumite idei care apăruseră inclusiv în presa română cu privire la faptul că acea inițiativă viza România nu erau fundamentate. Am știut de la bun început acest lucru. Dar am fost de acord că această inițiativă trebuie tratată foarte serios. Iar eu am exprimat în numele Guvernului României la ultima reuniune a Consiliului Afaceri Generale, am avut și Consiliul Afaceri Externe în acea zi, deschiderea și sprijinul de principiu pentru acest tip de inițiativă care poate să susțină și să consolideze valorile fundamentale ale Europei, ale Uniunii Europene, statul de drept, drepturile omului. Am spus însă în Consiliu și o spun și astăzi că această inițiativă ar avea și mai mare valoare dacă va include exact ceea ce spuneam, poziții foarte ferme legate de populism, de xenofobie, de antisemitism în Europa. Ele afectează valori fundamentale ale Uniunii Europene. Astfel încât avem, cred eu, o înțelegere comună și cu privire la această inițiativă pe care și Danemarca a semnat-o, a figurat printre cei 4 semnatari. Deci noi suntem în favoarea tratării foarte serios a unor astfel de tendințe care există, din păcate, într-o Europa încă frământată. Ana Petrescu, Epoch Times. A spus că ați abordat și subiectul integrării populației rome în statele de unde provin. Dacă ați putea să ne dați câteva detalii despre aceste strategii. Mi-am făcut o prezentare domnului ministru a modului în care Guvernul României tratează cu prioritate acest subiect. Faptul că strategia națională până în 2020, în clipa de față, este adusă la zi pe baza unor sugestii, recomandări făcute de Comisia Europeană. Faptul că am desemnat la nivelul Guvernului, este desemnat un responsabil guvernamental, vorbind de viceprim-ministrul Liviu Dragnea. Faptul că întreprindem măsuri concrete legate de educație, în primul rând de educație pentru copiii provenind din această comunitate. Faptul că avem o cooperare inclusiv europeană cu Consiliul Europei, acel proiect legat de școlile din București, din România, pe care împreună cu Consiliul Europei dorim acest proiect să-l multiplicăm. Faptul că utilizăm instituțiile mediatorului școlar, mediatorului legat de sănătate, care provin din această comunitate, și faptul că, într-adevăr, suntem extrem de interesați în cooperarea descentralizată la nivelul comunităților locale din România, dar și din alte state direct interesate, și, bineînțeles, cooperarea bilaterală europeană cu fructificarea mai bună a fondurilor europene. I-am spus și domnului ministru, a fost o și o remarcă a secretarului general al Consiliului Europei, domnul Jagland, atunci când am venit la București, este bine ceea ce faceți, că implicați societatea civilă, ONG-urile, dar cred că, și aici am avut aceeași opinie, este bine să investim împreună, poate mai puțin în seminarii și conferințe, ci mai mult, așa cum o facem în clipa de față, în proiecte concrete care să schimbe situația comunității române și să asigure o mai bună integrare. Acest proces va mai lua timp și va produce efecte în timp, dar cred eu că suntem în direcția cea bună. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim celor doi miniștri și vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență. O zi bună!